Ar trebui să arătăm că triunghiul GCB da. E isoscel. Pentru că BF e egal cu BC. Wow. Și putem arăta că BC e egal cu GC. Asta e tare. Foarte tare de prins aici. Deci dacă arătăm că triunghiul GCB este isoscel, Ioana, ești foarte tare. Foarte tare. Deci dacă reușim să arătăm că triunghiul GCB este isoscel, asta ar trebui să însemne ce? Ce variantă aș avea? Să arăt că latura CB e cât CG, dar asta tocmai vreau să aflu. Înseamnă da. Să hai să arătăm că unghiurile la bază sunt egale. Da. Adică ce unghi? Adică unghiul KGB. KGB, da. Egal cu unghiul KBG. Foarte tare. Unghiurile trebuie să fie. Deci da. Ne ducem cu toată furia spre unghiuri. Și acum... KBG. Dar cum s-o... Unghiul ăsta cum s-o obținut el așa, KBG? Prin ducerea bisectoarei. Stop, foarte tare. Înseamnă KBG este cu cine în mod sigur congruent? Cu ABG. Corect. Cu ABG. Foarte clar. Dacă ABG ar fi cât ce, visăm acum. Dacă ABG ar fi cât CGB, adică celălalt de sus deasupra, ABG cât CGB. Păi e pentru că AB e paralel cu CE, cu G. Cu GE. Excelent. Și GB este secantă. Vezi ce tare e problema. Habar n-am ce va face profesorul. Dar noi acum suntem foarte fericiți că am făcut problema. Dragii mei, Cum să nu fii bucuros, încântat, când vezi că de la etapa aceea, Ioana, de acum câteva ore, adică câteva ședinții, când nu îndrăzneai, când te simțeam așa că orice numai jobit... Nu se poate, să-ți vezi ochișorii. Ochișorii ei sunt umezi de bucurie. Ea acum a dus soluția, a găsit-o. Dar... Ce superb este, dragilor, pentru că împreună am descoperit cum trebuie să te bați cu problema. Deci nu neapărat ai înțeles-o, ai văzut ipoteza un pic, dar o citești încă o dată și încă o dată și de 7 ori și din 9 ori. Băi, de ce mi-a dat asta? De ce? Iată, a fost important să ținem cont că CB cât BF? Da. Sigur, gata. Când ne rămăsese CG să fie cât AB, nu? Da. Și acolo a fost fantastic și bisectoarea am dus-o, nu? Bisectoarea. Bisectoarea în parte unghi în două părți. Ne trebuia ca CB să fie cât CG. Ne trebuia da. Nouă. Și din asta rezultă că CG că... e egal cu BF. Și sunt paralele și congruente. Da. 4 latere astfel formate este paralelogram. Iar GF, care e diagonală, se intersectează cu cealaltă. Cu aia în D. La jumătate. Da. Și cum aia are singur mijloc pe D, gata problema. Ne-am mai pomenit. Ioana, prietenii noștri, dacă n-au înțeles acum ce se întâmplă la geometrie, deci explică-le tu, spune încă o dată, cum trebuie să facă problema. Hai, repetă, cum am gândit noi acum, din punctul tău de vedere. Eu am prea multă bucurie în suflet acum încât să pot repeta. Spune tu. Păi am citit de mai multe ori și am încercat la fiecare lucru pe care ne-l dădea problema să găsim cine ar ajuta da, noi. Da, să desfacem noi. Deci eu zis asta, ce înseamnă chestia asta? Mediana, nu degeaba. Adică tai la mijloc pe BC. Și am mai prânzit încă o dată. Au apărut diagonale, patrulaterul acela, paralelogram. Deci, fii atent. Așa, pe urmă, când am dus-o pe BF cât CB, am zis, s-a format un triunghi isoscel acolo. Nu o să unim cu unghiuri la bază, nu mă frământă. Dar știu bine că BF cât BC. Deci, cu alte cuvinte, nimic nu ne dă autorul degeaba. În plus. Nimic degeaba. Toată ipoteza trebuie folosită. Este extrem de zgârcit. Deci autorul este extrem de zgârcit. El nu-ți dă nicio informație. Dacă tu cumva vrei să faci o problemă fără să folosești toată ipoteza, n-ai nicio șansă. Ai greșit tu. Înseamnă că ai strecurat o informație care nu e adevărată. Noi aici, tot ce ne-a spus el despre bisectoare, trebuie să nu știu tot.
El ascunde o serie de chestii. Da. Și tu trebuie să, cu raționament și prin toate, o să spunem, toate ipoteza prelucrată, și până la urmă ne-am întrebat, oare cum am reușit să arătăm colinearitatea? Ne-am gândit, nu o dreaptă paralelă, nu știu ce, că printr-un punct exterior unui drept trece o singură paralelă. Am mai folosit tehnica asta, vezi? Te duci spre lucrurile cunoscute. Dar aici a fost treaba interesantă, că acestea, punctele G, D și F, nu sunt altceva decât coliniare din faptul că suntem într-un paralelogram, nu? Da. Și mijloc fiind acolo, e o diagonală a paralelogramului respectiv. Da. Da? Și atunci colinearitatea rezolvată. Vezi? La fiecare informație. Asta de acum o să țin în minte. Rodată când mai avem colinearitatea, să ne gândim la varianta și a unui paralelogram în care asta, cele trei puncte să fie surprinse, nu? Ca o diagonală și toată povestea este perfectă. Ce să le spun prietenii noștri? Ești curioasă să vezi ce a făcut proful? Eu nu mai sunt. Acasă? Da. Acasă poate să fie așa, să o iei din nou o dată, de două ori, și spui, poate ideea noastră acum este mai valoroasă decât a autorului. Habar n-am. Autorului, a profului online de acolo. Da. El a făcut-o acum câțiva ani în urmă. Dar noi acum am făcut-o astăzi. Noi trăim bucuria, soluția de asta, noi gândit acum. Deci, dragilor, nu faceți altceva decât să citiți ipoteza până când o înțelegeți. Puteți obosi, dar să nu vă scape niciun amănunt. O dată, două ori, șapte ori, până o înțelegeți foarte bine. O desfacem pe ipoteză cu toate variantele posibile acolo. Ce înseamnă? Nu de o dată degeaba. Ce aș putea să... Ce informații se ascunde? Dincolo ce se ascunde? Și până când îți cere asta, zice, stop, am să fac acum să stric concluzia. Ce ar trebui să fac pentru concluzie? Ce variante aș avea? Ei, Ioana, uite că trebuie să-ți povestesc ceva acum. Eram student în anul întâi. Și să predase acolo la un curs de analiză matematică, nu știi tu ce înseamnă analiză matematică, dar sunt în clasa 11 ce începe asta. Și aveam o teoremă acolo atât de lungă, încât, așa cum o văd, în cursul 17, atât de lungă încât n-am reușit să o citesc niciodată. Dar eu pur și simplu am citit cursul și l-am făcut cu foarte multă atenție. Deci învățam profund în sensul de a înțelege. Eu niciodată nu puteam să învăț ceva mecanic. Eu trebuia să înțeleg în profunzime toată chestia. Și acea teoremă, fiindcă mi s-a părut așa, ați dat scos, o fac de seară, șase zile am avut de pregătire examenul ăsta, aveam vreo 27 sau 28 de cursuri. Și eu nu am reușit să citesc niciodată. Am zis, gata, mâine mă scol dimineață, ziua examenului, și o citesc și pe asta. Dar m-am luat, zic, hai să văd toată tema. Las că până când ajung eu cu ursul, fiind spunând în ursul, până când intru la examen, o să o citesc. M-a prins vremea și am zis, până în ultima instanță, am zis, mă, nu fi așa de ghinionul de mare să-mi pici chiar teorema asta. Dă un col de treabă din atea cursul chiar pe asta. Și cum am tras biletul, ce era prima? Prima teoremă, asta era. Primul subiect, așa. Ioana, când am văzut așa, mi s-a făcut negru fața ochilor și a zis, Doamne, nu-i posibil așa ceva. De atunci nu prea înțelegeam eu legătura cu Dumnezeu. Dumnezeu le face pe toate. Și că, nu știu, nu, asta eram eu, nu. Ce să spun? Trebuie să spun asta. Și acum era încă un subiect acolo pe care îl știam perfect de 10 și pe urmă chestiunea de negheșițiu, cum s-a zis așa, de făcut practic. E, și ce să fac? Profesoara ne-a invitat la tablă pe mai multe, erau vreo 3 table, ne-am împărțit în 3 sau 4 table, am împărțit câte jumătate și fiecare lucram la tablă. Și la momentul în care s-a făcut loc și am intrat și eu la așa, am zis, doamna profesoară, îmi permite să cer cu subiectul 2? Poftiți tu, așa student. Cum era vorba atunci. Așa eu am mizat pe faptul că ea, într-atâția, va pierde în vedere că nu am făcut subiectul 1. Prima chestie, prima reacție a mea, am zis, poate o păcălesc. Am început subiectul 2, subiectul 3,
Așa și repede m-am dus să-i duc carnetul. Deci am forțat mâna, crezând că profesoara a uitat. Dar ea a spus acolo, 3 săgeți făcea la fiecare student. Erau 3 subiecte. Și la subiectul întâi era gol, nu pusese notă. Punea pe fiecare subiect notă și pe urmă făcea o medie, probabil, gândesc eu. Și acum eu m-am dus să duc carnetul, zice, toată studentul un pic, că subiectul întâi nu l-ați făcut. Ah, da, am jucat teatru. Da. Și acum, ce să fac? Eu nu știam nenunțul, nimic. Nu știam nimic. Deci nu știam nimic. Și ce să fac eu acum? La tabla aflându-mă, tot făceam eforturi că să-mi amintesc ceva. Dar știam că nu aveam ce să-mi amintesc. Da. Și atunci, da, ce se întâmplă? Zic, am un lapsus, nu mi-am amintesc, este cursul 17, e prima teoremă, da, tot suntem, da, așa. Nu mi-am amintesc conținutul. Păi cum tu ai studiat? Haideți că fie, nu știu ce, ce putea să spune. Eu aștept, credea că eu aștept, îmi pornește teorema și că eu mă voi descurca. Eu nu știam deloc. Și așa, până la urmă, mi-a enunțat complet teorema. Și acum, Ioana, am făcut la tablă ceea ce am făcut noi acum aici. Adică am văzut ipoteza, am văzut-o ca pe o problemă, teorema aceea. Să dau chestiunile acestea, nu se dau degeaba. Și am zis, acum rup toată ipoteza, praf o fac. Dacă eu știam tot cursul, mi-a fost foarte... Știam ce mediană, știam ce palogram, știam ce nu știu, toate chestiile alea știam. Și acum am făcut tot țândă toată ipoteza aceea. Atâta... n-am mai putut continua. Era o harababură pe tablă acolo, dar tot era în legătură cu conținutul respectiv. Și acum zic, ce mi se cere? Mi se cere să arăt colinearitatea, să zicem. Acolo era altceva. Și acum, ce șanse am de colinearitate? Asta și asta. Și am stricat colinearitatea pe variante până când nu s-o potrivit prea bine ce am făcut eu acolo și am lipit acolo, am forțat mâna. Mă las povestesc acum surpriza mare. Profesoara vine și se uită, se dă mai în spate, mai în sus. Toată studenta, de unde ați găsit teorema asta? De unde ați găsit demonstrația la teorema asta? Doamnă, încep și eu să spun niște cursuri pe acolo, bibliografii pe care le-o dădusere. Ba din cutare. Nu, că nu ești. Dar eu știu foarte bine. Nu este de acolo. Ce să spun, am obligat-o să fii foarte atentă, că era o noutate pentru ea. Nu văzuse nicăieri, era creația mea acolo, că din nevoia de a ieși din încurcătură. Și finalul este că sesizează unde eu am lipit acolo, sudura între concluzie și ipoteză, cam forța mâna, că n-am văzut eu legătura cum trebuie acolo, și zice, dar ai și scârții un pic, domnul student. Poate scapă ceva, doamna profesoară. Finalul este că mi-a dat o notă foarte bună, de la ceea ce putea să fie o notă mai modestă, când mă puteam panica și puteam să spun, nu știu subiectul ăsta, era răspunsul cel mai clar, și atunci profesoara spunea 2 acolo pe subiect sau 1 și adunam cu celălalt și luam o notă mai modestă. Așadar, cu acest curaj, cu îndrăzneala asta de a aborda subiectul, de a spune, mă descurc, dintotdeauna am spus așa, eu pot să fac față, știu. Dar ce am făcut? M-am bizuit pe ceea ce muncesc, ce însemna că muncesc foarte mult pe cursul respectiv. Știam tot în afară de așa teorem. Da. Ghinionul a fost ca să-l iau pe ăsta, a fost o încercare la Dumnezeu, hai să zic acum, nu, că înțeleg mult mai bine, și Dumnezeu, punându-mi dintotdeauna această forță de a îndrăzni, de a crede în tine, în forța ta și din puterea de așa, am dus examenul la bun sfârșit. Ce, dragilor, ce am vrut să vă spun? Că în fața problemei merită să te întrebuiți tu, să îndrăznești tu, să crezi în forța ta. Nu? Iar mă întorc la ceea ce a fost astăzi la liturghie. Acel curaj a celor 4 care au propus să-l ducă pe... Deci ei, văzându-l pe ăsta în suferință, nu? Și-a spus, nu-l las deoparte.
Mă, tu stai de atâta vreme aici pe patul ăsta. Hai că am auzit că este un cineva, Iisus ăsta, care face foarte multe lucruri. Poate te vindecă și pe tine. Și atunci, credința lor, forța lor, toată aceea, o constituie motivul principal de a se pune în mișcare. Nu stăm deoparte. Deci ne punem în mișcare. Credem în noi și ne ducem și îndrăsnim. Iată, acesta este mesajul pe care l-am transmis acum. Deci mai mult decât rezolvarea unei probleme. Dragilor, urmăriți mai departe. Noi ne oprim aici cu problema aceasta. Mergem mai departe, Ioana, te rog. Nu urmărim pe prof. online acolo ce-a făcut el, să îl urmărească prietenii noștri. La altă problemă? La lecția 6-18. Să vedem. Da. Asta la mesajul ăsta este. Nu te poți apuca de treabă pasiv. Ipoteză, paralelogram A, B, C, C. Paralelogram. Da. Numai atâta vreau să desfacem. Paralelogram. Și fac și eu un desen cu paralelogramul ăsta. Deci numai atât. Prima parte a problemei. Da? În paralelogram A, B, C, D. Ioana, nici nu știi ce mult bine facem noi pe proiectul ăsta. Numai Dumnezeu știe câtă bucurie vom produce. Pentru că mulți copii nu știu să înveți.